Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, George, trezește-te, Ioane. Tema emisiunii noastre de astăzi este Mihai Viteazu. Mai exact, comemorarea lui Mihai Viteazu la 418 ani de la asasinarea lui pe câmpul de la Turda. 9 august 1601. Invitații mei în această seară sunt părintele stareț Teoctist Moldovanu, starețul, protosinghelul Teoctist Moldovanu, starețul mănăstirii Plăviceni, unde au fost descoperite în 2010 osemintele lui Mihai Viteazu, și domnul profesor Mihai Popescu, profesor doctor Mihai Popescu, unul dintre istoricii preferați ai colegului meu de vreaslă, Daniel Roxin. Bine ați venit, domnule profesor! Mulțumesc pentru invitație! Înainte de orice, aș vrea să fac câteva precizări. 1. Sunt două evenimente importante care urmează în perioada imediat următoare. Una este data de 4 august, când Ungaria, armata română a eliberat Ungaria de ea însăși, dacă pot să spun așa. Armata română a învins armata lui Béla Kun, restituind Ungaria democrației și dreptului de a-și alege singură soarta. După Béla Kun a venit Miklós Horthy, dar asta este o altă poveste. În legătură cu acest eveniment important, care ar trebui să fie chiar o sărbătoare națională pentru două țări, România și Ungaria, Europa a fost eliberată atunci, a fost eliberată de posibilul bolșevism care putea să cuprindă vestul Europei total nepregătită la momentul acela. Vreau să vă spun că unul dintre activiștii civici, cei mai activi, dacă pot să spun așa, și uite că am și putut, a fost ieri la ambasada Ungariei, având drapelul maghiar în mână, iar pe drapelul maghiar două pinci românești, și a înmânat premierului Victor Orban prin ambasada maghiară o scrisoare pe care am să o și citesc. Citesc pentru că a apărut în numărul 44 din Certitudinea. Iată așa arată Certitudinea, numărul 44. N-am să o mai prezint în totalitate. V-am spus deja că aici este articolul care chiar așa se numește, propunere indecentă pentru Victor Orban. Să ridicăm împreună la Budapesta un monument al opincii. Am să dau citire în limba română, pentru că aici este și în limba maghiară. Este un document deja oficial. Citez. Excelenței sale, domnului Victor Orban, premierul Ungariei. Excelență, vă scriu numele a numeroși români îngrijorați de înrăutățirea relațiilor dintre etniile și popoarele noastre, care se învecinează ori conviețuiesc mai bine sau mai rău, de peste 1000 de ani. Ne aflăm într-un moment foarte important al istoriei comune a Ungariei și României, și anume împlinirea a 100 de ani de când armata română, condusă de regele Ferdinand, a eliberat la 4 august 1919 țara dumneavoastră de regimul bolșevic al lui Béla Kun, restituind-o astfel democrației și dreptului de a-și decide singură soarta. Întrucât am constatat că o parte din concetățenii dumneavoastră consideră greșit că armata română ar fi fost în acele câteva luni de guvernare a Budapestei, din august până în noiembrie, o armată de ocupație, e bine să restabilim adevărul istoric și să facem precizarea. Armata română a fost în 1919 o armată eliberatoare. De aceea, regele Ferdinand, pentru a amenaja sensibilitatea concetățenilor dumneavoastră, s-a abținut să arboreze pe clădirea Parlamentului Ungar tricolorul românesc, așa cum ar fi făcut orice armată învingătoare. Singurul gest de marcaj al meritelor românești în eliberarea țării dumneavoastră a fost acela al unor țărani români, un sergent și un caporal, care au arborat deasupra drapelului ungar de pe clădirea Parlamentului o opincă găurită. A fost singura amprentă identitară a trecerii lor prin istoria țării dumneavoastră. Aveau pentru aceasta legitimitatea conferită de miile de morți români care și-au vărsat sângele pentru România și Ungaria în egală măsură. Excelență, având în vedere cele expuse,
Ne considerăm îndreptățiți să vă sugerăm inițiativa ca ziua de 4 august să devină o sărbătoare comună a Ungariei și României ca zi a eliberării de sub teroarea bolșevică. În acest sens, vă propunem ca la data de 4 august 2019, Ungaria și România să celebreze împreună momentul 1919 al eliberării țării dumneavoastră prin arborarea pentru o zi a opincii românești pe Parlamentul Ungar. Evident, nu o opincă găurită, cum a fost cea a caporalului Bivolaru, ci una nouă comandată special. Vă rugăm de asemenea ca un gest de minimă recunoaștere a importanței istorice a eliberării Ungariei de către armata română să ne permiteți pe un spațiu cât de restrâns de pe domeniul public al orașului Budapesta să ridicăm un monument al opincii ca simbol identitar al celor care au eliberat Ungaria la 4 august 1919. Mi-am îngăduit să vă adresez acest apel pentru că, pe de o parte, el vine din partea unui număr foarte mare de cetățeni români, iar pe de altă parte pentru că m-am simțit încurajat în acest demers de respectul pe care știu că îl aveți față de artă și față de cultivarea simbolurilor identitare. În speranța că veți răspunde favorabil solicitărilor noastre, primiți, excelență, cele mai cordiale urări de sănătate trupească și mentală. Cătălin Berenghi, cetățean român, București, 30.07.2019. Aș adăuga în continuare că cei doi soldați militari români care au pus opinca pe Parlamentul Ungar, o să găsiți toată povestea asta în certitudinea numărul 44, au fost doi olteni, sergentul Iordan din Craiova și caporalul Constantin Bivolaru din Mehedinți. E bine, stimați telespectatori, caporalul Bivolaru este bunicul unui foarte bun și vechi prieten al meu personal și al emisiunii noastre, Laurian Stănchescu. Pe scurt, în 2008 am fost împreună cu el la parastasul de 7 ani al mamei lui, Ana, în Drăgotești, actualmente județul Gorj, fost Mehedinți. În timpul ceremonialului, la un moment dat m-a chemat deoparte și mi-a zis: hai să-ți arăt ceva. Și mi-a arătat un mormânt. Zice: ăsta este mormântul bunicului meu, Constantin Bivolaru. Știam foarte puține la vremea aceea despre războiul româno-ungar din 1919 și am întrebat: cine e Constantin Bivolaru? Păi este caporalul a cărui opincă a fluturat pe drapelul Ungariei de pe Parlamentul Ungar. Am făcut niște fotografii atunci, am avut inspirația asta, fotografiile apar în numărul 44 din certitudinea. L-am rugat atunci pe, nu atunci, acum, pe Laurian Stănchescu, pentru că se apropie această dată importantă, așa cum a rezultat și din scrisoarea lui Cătălin Berenghi, să-l evoce pe bunicul lui. Este fabulos. Avem două evocări ale lui Constantin Bivolaru. Una generalului Marcel Olteanu din cartea Huzarul Negru, cartea sa Huzarul Negru, apărută prin 1926, mi se pare, și evocarea caldă, proaspătă, a lui Laurian Stănchescu, nepotul lui Constantin Bivolaru. Atât despre acest eveniment important, am găsit de cuvință să-l separ de restul emisiunii, dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Nu cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale de florile mărului se iubește și se crește nația adevărat. Noi o iubim așa cum este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințele seculare până în zilele noastre. O iubim sans phrase. O iubim fără a-i cere nimic în schimb, nici chiar încrederea ei atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea înnădită astăzi la lucruri străine și la oameni străini. Noi susținem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc decât păstrând drept baze pentru dezvoltarea sa, tradițiile sale istorice, astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremilor, cel ce e de altă părere, să spună țării.
suntem români și punctum. Noi susținem că e mai bine să înaintăm încet, dar păstrând firea noastră românească, decât să mergem repede înainte, dezbrăcându-ne de dânsa prin străine legi și străine obiceiuri. Nu e permis nimănui a fi stăpân în casa noastră decât în marginile în care noi îi dăm o specie. Dacă nația românească ar fi silită să piardă o luptă, va pierde-o. Dar nimeni, fie acela oricine, să n-aibă dreptul a zice că am suferit cu supunere orice măsură i-a trecut prin minte să ne impună oricui. Noi am zis de la început că nu există compensații pentru Basarabia. Precum nu există niciodată vreo plată pentru o palmă măcar din pământul patriei. Acestea sunt lucruri sfinte, care se pierd sau se câștigă prin împrejurări istorice. Dar nici se vând, nici se cumpără, nici se schimbă. Discurs cu ocazia primului congres a studenților români de la Putna, 25 mai 1871, a fost doar un fragment, a fost data la care Mihai Eminescu a intrat în vizorul serviciilor secrete țariste, după ce în 1870, după cele trei articole incendiare, echilibru, să facem un congres și în unire tăria, a intrat în vizorul serviciilor secrete austro-ungare. Ne întoarcem la Eminescu. 9 august 1601, câmpul de la Turda. Are loc asasinarea lui Mihai Viteazu de valonii trimiși de generalul Basta la comanda împăratului Rudolf al II-lea. Domnule profesor, aveți vreun detaliu legat de asta? De ce credeți că s-a grăbit atunci Rudolf al II-lea să îl asasineze pe Mihai Viteazu? Au existat interese, să zicem, de ordin strategic mai degrabă. Mihai Viteazu adusese servicii importante Imperiului Austro-Ungar în Transilvania și Rudolf îi promisese un castel în Silezia. Deci ar fi fost o și o obligație... Castel care acum... Acum se găsește pe teritoriul Poloniei. Se găsește pe teritoriul Poloniei, dar a intrat în posesia, în proprietatea familiei de Hohenzollern. De Hohenzollern, da. Da, a fost... Istoria e foarte complicată. Și, evident, curtea de la Viena avea interese mult mai largi. Una spunea în relațiile directe sau prin trimișii direct către Mihai și alta... prin generalul Basta era albanez de origine. Da. Deci se lucra pe foarte multe direcții și au avut probabil interes să fie eliminat într-un fel. Trupele care l-au asasinat au fost trupe germane și valone. Deci din Belgia și din Germania de astăzi. Este un moment extrem de trist. Mai mult. Dar nu intrăm în detalii de genul ăsta. Voiam doar să reamintesc, și cu asta o să înțelege și prezența părintelui Stareț în această emisiune, că în 2010 au fost descoperite la Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman, fost romanați pe vremea lui Mihai Viteazu, osemintele lui Mihai Viteazu. Cum s-a ajuns la această identificare, o să aflăm pe parcursul emisiunii. Părinte Stareț, cum s-a întâmplat și dați detalii, cum s-au descoperit aceste osemite. Dar luați-o de când ați primit ascultare de la Patriarhul României, exact, de la vremea aceea, prefericitul Teoctist. Mulțumim și așa voi face. Eu zic că totul ce s-a întâmplat la Plăviceni n-a fost o mare minune. Cu adevărat eram în căutarea unui loc de austeritate, unde voiam să-mi duc ultimele părți ale vieții. Și deși eu eram în Olanda și voiam să întemeiez acolo, deja închegasem un loc pentru comunitatea ortodoxă, în vizita mea în țară, prea fericită Părinte Teoctist, mi-a spus: lasă străinătatea, avem în țară nevoie, mai ales aici în Teleorman, unde e o zonă mai pustie, mai zicem, puțin din punct de vedere al credinței în Dumnezeu. Mai puțin spirituală, da. Și
E episcopie nou înființată, are nevoie de personal. N-am putut să spun nu. Așa că am mers la președintele Părintele de Galactiol, care mi-a arătat cam ce ar vrea să facă în țară și m-am arătându-mi niște dosare cu mănăstirile pe care voia să le înființeze, pentru că nu avea mănăstire Teleormanul. În 96 nu exista nicio mănăstire, în 1996, în 96, când s-a înființat episcopia, nu era nicio mănăstire în Teleorman. Așa că eu, prin dosarele pe care le-am văzut, am văzut această ruină. Și interesându-mă și știind că e monument istoric, am avut o atracție pentru acest lucru, pentru că îmi place istoria, îmi plac lucrurile vechi și am zis, dacă tot fac ceva, să-l fac cu mănăstire pe iarbă verde. Că de asta să avem destule. Să refac una care a fost și ca să rescriem în acest fel și istoria noastră. Am plecat la Plăveceni, m-am cutremurat când am văzut ruinile la Plăveceni, în ce situație erau. Dar mi-am venit în fir zicând că dacă e voia lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu m-a făcut să ajung de pe unde am venit eu, de pe toate drumurile, să ajung la această ruină, înseamnă că este voia Lui. Și am avut încredere în Dumnezeu și în mine personal, în credința mea și în forțele pe care le aveam la vremea aceea, că eram tânăr și puternic. Și am zis că mă voi apuca, mi-am zis mie personal. Am simțit că la ruina aceea pe care am vizitat-o și căruia îi plângeam de milă, am simțit o forță care nu pot explica. Simțeam că acolo este ceva. N-am crezut niciodată. Iertați-mă, părinte, în timp ce vorbește părintele, dați în fereastră, vă rog frumos, imaginea 8. Pentru că e vorba de invitația de la... N-am crezut niciodată că acolo vă găsiți un schelet. Mă gândeam, poate va fi un sfânt. La asta m-am gândit. Deci, trebuie să fie un sfânt aici care păzește ruina asta. Și cred că el vrea să iasă la iveală. Zic, sau poate vom găsi ceva, obiecte vechi, pentru că mănăstirea că s-a părăsit, călugării nu cred că ar fi luat să vândă sau să înstrăineze lucrurile fără ca să știe de ele. Mănăstirea a ținut loc și de parohie de mir, biserică de mir, a fost părăsită aproape 200 de ani și ne-am apucat cu rugăciuni, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l faci este rugăciunea, convorbirea cu Dumnezeu, ca să putem să rezistăm, pentru că fără rugăciune nu poți să reziști, fără muncă nu poți să reziști. Acolo și-au pierdut viața trei călugări, acolo s-au îmbolnăvit alți câțiva călugări, pentru care chiar și eu am o sănătate șubregă, dar mi-am spus că atâta timp cât zilii îmi va da Dumnezeu, toată voința și toată forța și toată credința mi-o pun în slujba bisericii și a celor lucruri care sunt acolo, neavând alt interes decât ca după ce voi pleca la Domnul, să rămână cineva acolo să continue ceea ce noi am făcut, așa cum a făcut și Mihai Viteazul la Turda. De unul singur s-a luptat cu toți și n-a reușit. Noi sperăm să reușim. Pentru că acum... Deci dumneavoastră ați preluat mănăstirea, ca să zic așa, în 2002, da. Nu? 2002, aprilie 15. În 2002. Și v-ați apucat pentru că aveau fonduri la vremea aceea pentru... Am primit o singură dată de la... Fiind monument istoric clasa A. Prin ministru de la vremea aceea, Răzvan Teodorescu, am primit 2 miliarde, 300 pentru execut, 300 pentru... cum se cheamă? Pentru... arhitect, pentru... proiect și 1.700.000 pentru execuție. Ei, aici am putea să sărim peste multe lucruri care s-au întâmplat. În momentul în care s-a făcut acoperișul care este acum, s-au adunat resturi de materiale pe care, dintre muncitorii care erau la acea vreme, le-a dat foc în curtea mănăstirii. Deci am sărit lângă schelă. Lângă schela bisericii, da. Deci în curtea mănăstirii, lângă schela bisericii. Fiindu-le greu să le mai ia pe cele mărunte, să le duc afară. Și au ars. La un moment dat vine unul dintre călugării mănăstirii, un frate de-al meu de sânge, și nu i-a certat, ci le-a spus mai aspru, luați de acolo resturile. Vine părintele, stareți și vă ceartă. Da, da. Aici e schelă, e monument istoric, n-aveți voie. Să dați foc în curte.
În momentul în care au curățat locul, s-a făcut către mormânt o gaură. S-a surpat pământul, adică? Nu știm cum. Ziceai că e o gaură de șobolan, ceva. Intra cu adalopeiți acolo. Ei au început să bată în pământ și că sună gol aici comoara. Da, știind de la mine, prin zonă, că da. Acolo, la mănăstirea aia, e o comoară. Ei știau de la mine că atunci când s-a făcut săpăturile arheologice, să știa unde a fost casa domnească, unde era chiliile, iar muncitorii știa că aveam o pivniță, iar nici la ora actuală nu am desfăcut-o. Ce anume? O pivniță a mănăstirii, sub casa domnească. Deci e o pivniță care încă nu... Știm unde e, dar nu s-a umblat la ea. Deci acum există acest... Pentru că între timp au dispărut, stimați telespectatori, fondurile de restaurare. Brusc, și aici îmi permit eu să fac o paranteză, în apropiere de... Adică chiar în, lângă mănăstire e un teren, hai să zicem, o pădure de câteva sute de metri, de câteva sute de hectare, care este teren de vânătoare. Aparține, prin interpuși, aparține acum, nu știu cum, stația, domnului Liviu Dragnea, spațiu înconjurat cu gard electric. În afară de asta se trăgea foarte bine în mistreți de pe zidurile mănăstirii și a intervenit un conflict. În urma conflictului au fost blocate fondurile de restaurare. Și practic ele nu au continuat decât cu surse obținute de sponsori, cum să zic eu, pe care i-a găsit până la urmă părintele Stareț. Banii oficiali pentru restaurare nu există deocamdată, s-au întrerupt. În sfârșit, s-a apucat să se consolideze structura de rezistență a mănăstirii. Am închis paranteza. Să nu uităm, scurt, mănăstirea, într-adevăr, n-a primit fonduri o perioadă foarte mare, dar anul trecut am reușit să facem un proiect care s-a aprobat. Am făcut pentru 5 milioane de euro și s-a aprobat 1 milion anul trecut. Uh-huh. Și așteptăm încă. Pentru continuarea... Pentru biserică, pentru refacerea bisericii vechi. Uh-huh. Pentru că noi ne-am organizat acolo ca un... am făcut o organizare de șantier, am făcut și o bisericuță și mi s-a spus... Haideți să spun acum, bisericuța nu a putut să o obțină de la județul Telorman, că nu s-a putut obține. Numai că și-a luat-o din județul Olt. Județul Olt este la câțiva metri de granița între județe trece prin curtea mănăstirii. Așa că a făcut o biserică de cult ca să se poată oficia, decent într-o biserică cu tot ce trebuie, în județul Olt. Adică... Unde aveam pământ oficial. Unde? Primit. Aveam pământ oficial primit de la niște olteni din Alba Iulia. Și este cum ar veni biblioteca privată. Iulia. Adică no, l-ați cumpărat dumneavoastră. E tot al statului. Nu, dar dacă se poate altfel, uite că se poate cumva. Da, păi nu, Dumnezeu găsește modalități. A găsit mai multă înțelegere în județul Olt și cu asta a luat sfârșit prima parte a emisiunii. Continuăm în partea a doua. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Acest dispozitiv este bun dacă îl ții aproape de tine, 2,5 metri. Când obosesc prea tare, stau prea mult în picioare, mă doare coloana. Și atunci, dacă mă duc în pat și mă întind și îmi pun torserul la coloană, îmi trece aproape imediat, cam în 10 minute, un sfert de oră. Torsul m-a ajutat foarte rapid în cazul durerilor de inimă. Cum l-am pus în zona inimii, jumătate de oră, nu mai mă durea mușchiul, oricum la inimă, așa, deloc. Adică m-a lăsat foarte repede, imediat. L-am testat timp de 2 săptămâni, l-am purtat asupra mea. Mi-a amplificat biocâmpul vital în așa fel încât am avut o rezistență mult mai mare la expunerile pe care le știu din viața mea și care de obicei știu când mă obosesc. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. De multe ori m-a durut capul, ocazional, deci m-am necăjit sau s-a întâmplat ceva, m-a durut capul și în acest caz l-am folosit, într-adevăr, și să știți că cu rezultate bune. Am folosit o banderolă de pus pe cap, l-am pus sub bandă și mi-am văzut de treabă. Mă durea foarte tare mijlocul, picioarele,
nu mai puteam să merg. Mergeam în două bastoane, din casă nu mai ieșeam. Medicamente am luat destule, nu s-a rezolvat nimica. Și atunci am zis, singurul lucru care pot să-l mai încerc este torsărul. Și am văzut că după o lună jumate dă randament. Atunci m-am hotărât să mai iau două. Pentru mine torsărul a funcționat și vi-l recomand și dumneavoastră. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip, un torsăr este un bun la casa omului. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, protosinghelul teoctist moldovanu, starețul mănăstirii Plăviceni și domnul profesor Mihai Popescu, unul dintre istoricii preferați ai lui Daniel Roxin. Rămăsesem, părinte stareț, la descoperirea lui Mihai Viteazul. La descoperirea osemintelor lui Mihai Viteazul. Încă nu le descoperisem în prima parte. Încă nu, emisiuni. Pentru că eu le-am spus băieților care dădu să foc acolo după ce au găsit acea gaură și au bătut cu lopata în pământ. Ca să stingă focul. Ca să stingă focul și atunci s-a făcut acea gaură și spunea că sună gol și aici e pivnița. Cum vă spuneam, știm despre pivniță, dar nu știm, n-am descoperit-o încă. Le-am spus, lăsați să treacă hramul, cel din 8 noiembrie, sunt Arhanghel Mihail, hramul bisericii noastre, și după aceea vom avea timp să căutăm și ce este în acel loc. Ne știm că e un mormânt. Nerăbdători, după ce a trecut hramul, la două zile, băieții care au lucrat acolo, muncitorii, a zis, noi plecăm, haideți să desfacem groapa aceasta. Și cu multă râvnă au dat stratul de vegetație deoparte, după care pământul era afânat. Ei tot căutau pivnița. A dat cu lopata, a aruncat afară, până la un moment dat a început să dea și cu mâini. Zic, nu mai dați cu lopeță, așa că poate găsiți ceva și nu puteți să le vedeți, dați cu mâinile. Și au început să scorbe precum găinile. Mm-hmm. Când la un moment dat a început să dea din niște oase albe. Erau într-o raclă oase? Probabil racla putrezise. Nu avea coșciuc sau cum spuneți, sicriu sau știu. Uh-huh. Nu. Nici haine nu se vedeau. Erau doar osemintele albe, frumos strălucitoare, de la jumătate în jos era complet scheletul, dar de la jumătate în sus n-am găsit decât coloană vertebrală și o mână de osicioare de astea mici, care le-am cules așa de pe lângă corp. Deci scheletului lipseau capul, brațele, coastele, clavicula, da. Și cam atât, și avea coloană. Și se vedea și, adică, cred că se mai vedea, urma de fier care rezetezease capul. Da, cum s-a găsit inelul care... E foarte important cum arăta care era stadiul acestui schelet, pentru că o să vedeți, corespunde felului în care a fost mutilat, hăcuit Mihai Viteazul pe câmpul de la Turda. Dar revenim. În acel moment noi am chemat criminaliști repede să spunem ce am găsit acolo, ca să nu fim condamnați pentru cine știe ce, pentru că cei de la monumente istorice au făcut săpături arheologice, dar n-au găsit, au găsit multe schelete, dar pe ăsta nu. Chiar spunea doamna directoare, care era pe vremea aia la... Cred că noi am găsit mormântul, dar n-am fost sigur și am luat noi capul. Dar ați luat și mâinile și coastele, cum? Și ați lăsat coroana vertebrală și restul. E o aberație. În fine. Ea spunea asta pentru că, așa cum știm, Mihai Viteazul a avut mulți dușmani și mai are încă și la ora actuală foarte mulți, că dacă n-ar avea, am fi cu toți acolo și am cercetat cazul mai îndeamănunt. Și am vedea clar că toți cei care cercetau și Scriptura, care nu credeau în Hristos, cercetând au devenit credincioși. Așa și cu Mihai Viteazul, care a fost găsit la Plăviceni, la care noi am adus criminaliștii, a inventat osemintele, le-a asamblat, le-a fotografiat, le-a inventariat, a făcut proces verbal. Le-a datat, da. Deci vechimea lor corespunde perioadei în care a trăit exact. Și a murit Mihai Viteazul. Și a luat și la maturii care au fost acolo, la câțiva maturi, proces verbal. Noi am fost vreo 80 călugări atunci, mai mulți, cred că, care am prezenți la... și mai trăim dintre ei încă. Da. Da.
Vreau să spun că noi la 3 ani de zile am spus și preațântul episcop și a spus, hei, rugați-vă și voi să vedeți cine e acolo. Și într-adevăr l-am pomenit 3 ani de zile necunoscut de la plăviceni, a căror semnite se află în această mănăstire. Deci din 2010 până în 2012, 2011, 2012 a fost pomenit forma asta, de la necunoscutul de la da. Plăviceni. Când minunea, a apărut ideea că ar putea fi o seminte a lui Mihai? Minunea s-a făcut, nu știu dacă primul oameni Dumnezeu, pentru că și Iuda era pus între cei 12 apostoli. Avea rolul lui acolo. Avea rolul lui. Tot așa, un călugăr de la noi, care mă ierte Dumnezeu și toată lumea, consuma mai mult alcool, s-a întâlnit cu un profesor de istorie, doctor în istorie, care a venit la noi să cerceteze cazul. Cine? Nu-i mai știu numele, dar că n-am vorbit decât o singură dată cu el. Uh-huh. Dar am aflat o vorbă interesantă. Și a băut la noi și când am văzut că s-a amețit, n-am vrut să-i mai dau să bea. Și el s-a supărat pe mine și a zis, ce spui dumneata că ăsta e Mihai Viteazul, că el a fost măcelărit ca un porc. I s-a tăiat capul, a fost aruncat pe câmp, au tras câini din el, au ciopărțit străinii din trupul lui, că l-au drept trofeu din trupul lui. Da. Și atunci eu m-am trezit și am înțeles de ce nu avea mâini Mihai Viteazul și coaste. Păi atunci, dacă tot ați adus vorba, să cităm din, au fost în două, despre Mihai Viteazul s-a scris foarte mult în veac. Este personalitatea din istoria noastră despre care s-a scris pozitiv mai mult decât despre oricine. A fost și înjurat, bineînțeles, dar în primul rând a fost... Hai să vedem ce ziceau cronicele, cele mai importante. Cronica lui Izvan, domn profesor, vă rog frumos să mă corectez. Izvan Zamoșcăzi. Zamoșcăzi. Da, înțeleg. Însemna... Care a fost contemporan cu Mihai Viteazu. Ștefan Someșanu, dacă am traduce deci, în limba română. În cronica neterminată a Transilvaniei, a Ungariei, și Wolfgang de Bethlen în cronica Transilvaniei. Iată ce zice Izvan Zamoșcăzi. Așa? Da, așa, aproximativ așa. Ștefan Someșanu. Capul cu barbă cu tot l-au pus pe hoitul unui cal care murise acolo, tot atunci și astfel a stat capul acolo mult timp. Tăiat au nemții bucăți mari de piele din trupul voivodului, despuindu-i spatele și coastele umerii și le-au oprit ca amintire. La 1650, Wolfgang de Bethlen, în cronica Transilvaniei, zice așa. Zice așa, Zamoșcăzi, zice, bun. Corpul lui Mihai a fost scos din cort, despăiat de haine și a zăcut 3 zile în apropierea drumului, iar soldații i-au tăiat pielea de pe spate, coaste și umeri, i-au tăiat-o ca să o păstreze ca amintire pentru faptele sale nemaipomenite. Ca să se impregneze virtuțile lui absolut speciale, erau superstițioși, erau primitivi. Dar mai zice ceva Wolfgang de Bethlen și îmi pare rău că majoritatea istoricilor, în special cei oficiali, nu iau în considerare această informație, deci ea este documentară. După aceea, ca să vedem și ce, dacă există posibilitatea ca o seminte a lui Mihai Viteazul să fie în țara românească. După aceea, totuși, corpul acestuia, ca să nu fie sfâșiat de câini, câțiva traci nemții, în sfârșit, cum zic ei acolo. De fapt, erau sârbi, probabil, sau erau din sudul Dunării. Cu două ciuni. Erau români din sudul Dunării. Câțiva traci l-au înmormântat din ordinul lui Basta într-o groapă, pentru ca în cele din urmă, cu trecerea timpului, să fie adus la Alba Iulia, unde a fost înmormântat în Biserica Sfântă. Biserica Sfântă era chiar mitropolia de Alba Iulia, pe care el a înființat-o. Și apoi, după o vreme, a fost dus în Valahia Transalpină. Toți istoricii cu care am stat, nu, asta nu e plauzibil cu Valahia Transalpină. Dar de ce alelalte sunt? Și asta nu o să înțeleg niciodată. Pentru că faptele care s-au derulat, asta este ultima consemnare despre osemintele lui Mihai Viteazul. Cronica Transilvania lui Wolfgang de Bethlen, 1650. Deci totul se întâmplase până în 1650. Înainte ca biserica să fie transformată în 1701 în biserică romano-catolică. Bun. Perioada cu Valahia Transalpină coincide cu perioada sfințirii mănăstirii la Plăviceni. Da.
Da, așa este, pentru că deci, la 1000... A, dar trebuie să nu toată povestea mănăstirii. Asta trebuie să spun eu pe scurt și mă corectați dacă cumva greșesc. Pe la 1000, pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, doamna Stanca, soția voievodului deja, a ridicat acolo o bisericuță. Bisericuța s-a numit Aluniș. I s-a zis Aluniș pentru că, zice legenda, în copilărie s-a ascuns într-un alun, probabil un alun turcesc. Aluniș înseamnă pădure când au trecut turci. Au trecut, așa a scăpat și la maturitate, fiind soția voievodului, a ridicat această, pentru a-l slăvi pe Dumnezeu, de a-i mulțumi lui Dumnezeu, biserica Aluniș. Biserica avea hramul Sfântul Arhanghel Mihail. Da. Nu mai există în spațiul ortodox românesc o biserică cu Sfântul Arhanghel Mihail fără Gavril. Așa, bun. La 1637, deci între 1601 și 1650, când a fost scrisă Cronica Transilvaniei, acum fac această asociere, mai exact la 1637, vârnicul Dragomir, vărul doamnei Stanca, ridică acolo mănăstirea cu același hram, Sfântul Arhanghel Mihail. Acum când s-au făcut cercetările pentru consolidare, s-au găsit cele două socluri. Biserica și-a păstrat hramul. Probabil atunci, la 1637, au apărut acele osemite. Am impresia că au fost furate, pentru că era foarte important. În 48 a fost sfințite, dar în 47 a început să o refacă. 37-48. Da, atunci, în perioada... În 48 a sfințit, în 37 s-a construit biserica asta care există peste acea veche, cu ziduri de apărare împotriva turcilor. Da, era o biserică, o mănăstire fortificată. Da, de mare importanță, care sperăm cu ajutorul Dumnezeu și cu a creștinilor prin care lucrează Dumnezeu încă, să se refacă așa cum era ea, pentru că dovezile sunt clare. Și... Mai rămâne ADN-ul, eu am aflat pe surse că s-ar fi făcut ADN-ul în cetace Biserica Ortodoxă, mă rog, Boru, nu știu, de fapt, nu înțeleg, dar am mult o bănuială că e posibil ca cum să zic, o confirmare prin ADN a faptului că sunt osemintele lui Mihai Viteazu să fie exploatată în scopuri politice. Să vedem ce vor face candidații și care dintre ei își vor asuma meritul de a face reîntregirea corpului întregitorului. Am închis paranteza. Iertați-mă, părinte, de fapt, se știa că mănăstirea este o ctitorie a familiei voievodului. Doamna Stanca a murit câțiva ani după asasinarea. Stanca și Dragomir Vornicu erau din Crețulești după mama. Da, și dar se știa că este o ctitorie a familiei voievodului. Da. Mănăstirea a fost părăsită, era o mănăstire închinată, din câte știm. Era într-o zonă mai greu accesibil, probabil că de aceea turcii când vineau să nu poată să o cotropească. Dar pentru cei care vreți să veniți la Plăbiceni, să știți că nu o vedeți până nu ajungeți lângă ea. E o mănăstire ascunsă în mijlocul interesantă. Timpului. Are duh. Da. Dar eu am afișat la un moment dat. Denumirea asta veche de Aluniș era pentru o pădure în care predomina alunul. Da. Nu știu, așa cum spunem, Nucet, Făget, nu știu cum deci e acum, sunt aluni în pădure. Mai puțin, mai sunt. Da, însă dar probabil la vremea ctitoriei, dar eu aș vrea să completez cu faptul că prima carte în care se vorbește despre Mihai Viteazu este o carte publicată în limba germană la Nürnberg, scrisă de un istoric și geograf olandez, Hieronymus Ortelius, cel care a făcut și o hartă în care, o hartă din vremea lui Mihai Viteazul la 1595, în care figurează Dacia, așa cum o va realiza Mihai Viteazul peste câțiva ani. Și Ortelius publică această carte în 1603. Este prima menționare într-o carte tipărită. Există un exemplar, fără foaia de titlu a acestei cărți, o carte de 700 și ceva de pagini, există la muzeul din Șcheii Brașovului, la muzeul primei școli românești din Șcheii Brașovului, a fost descoperită de părintele Vasile Oltean, doctor în litere, și acolo Mihai Viteazu, deci este descrisă inclusiv uciderea lui, nu foarte în detaliu, dar el este denumit în limba germană Mihai de Taffere, adică Mihai eroul sau Mihai Viteazul. Este prima menționare occidentală a numelui lui Mihai Viteazu. Iar în 1638 este publicată în Veneția prima ediție a
cărții vistierului Stavrinos. Da. Deci e un poem eroic, un fel de epopee închinată lui Mihai Viteazu de către unul din sfetnicii lui, vistiernicul Stavrinos, într-o limbă greacă specifică epocii, dar se încheie cu un text în limba greacă veche în care Mihai Viteazu este așezat alături de mari comandanți ai antichității, de Alexandru cel Mare sau de generalul Belisarie al împăratului Iustinian. Deci este considerat unul din mari dușmanii lui Mihai Viteazu, sunt înfierați, se spune că și tot așa, Stavrinos spune că Mihai Viteazu ar fi trebuit să refacă Imperiul Bizantin și să reunească cele două biserici, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Da. Deci proiectul reunificării celor două biserici era în gândul lui Mihai Viteazu, pentru că Stavrinos cunoștea foarte bine. Dar știu că a refuzat papa. Propunerea papei de a se face la papa catolicism. Voia să fie o unificare prin incorporare. Ori Mihai Viteazu avea un alt proiect, nu era un proiect papal. El nu voia să se alăture papalității și voia să facă reunificarea din temelii. Adică o reunificare adevărată. Și mai târziu, deci după 1640, un alt grec, Georgios Palamedes, scrie încă un poem închinat lui Mihai Viteazu. Se pare că și Palamedes l-a cunoscut personal pe Mihai Viteazu. Manuscrisul a ajuns în British Museum la Londra și a fost descoperit relativ târziu. Cartea lui Stavrinos a avut 12 ediții de la 1638 până pe la 1700, nu, chiar mai târziu, până pe la 1800 și ceva. Iar grecii, deci a fost o ediție, toate edițiile au fost în limba greacă, au circulat foarte puternic în lumea greacă pentru că Mihai Viteazu le-a dat grecilor speranța că pot să refacă vechea Eladă sau Imperiul Bizantin. De-abia după refacerea Greciei moderne, după războiul lor de independență din anii 1830, grecii nu l-au mai tipărit pe Stavrinos și a rămas în edițiile vechi, dar Mihai Viteazu a continuat să fie în gândirea grecilor o personalitate importantă și un model. Un model de reunificare, pentru că grecii au înțeles că românii s-au putut unifica sub Mihai Viteazu și ar putea și ei să se unifice sub un nou Alexandru, eventual. Da. Dacă tot ați adus vorba despre prezența, hai să zicem, personalității lui Mihai Viteazu în spațiul european, haideți să facem și, cum să zic, niște trimiteri imagistice, așa, la portretul lui Mihai Viteazu în Europa contemporană lui și imediat după. Se știe că cea mai importantă pentru noi imagine a voievodului, cea mai carismatică și care corespundea, hai să zicem, imaginarului nostru colectiv, este gravura lui Egidius Sadeler din 1601. Dacă vreți să dați imaginea numărul 1, care este gravura, o să o recunoașteți imediat, făcută cu ocazia acelui bal pe care l-a dat Rudolf al doilea în cinstea lui Mihai, după ce a avut loc înțelegerea dintre ei la Praga în 1601. Dați, vă rog, imaginea numărul 1, Egidius Sadeler. Iar a doua a fost o altă gravură, mai puțin realizată, dar făcută tot atunci, de Domenicus Custo. Acolo, în explicațiile gravurii, sunt și cuvintele, apare și ceea ce spunea dumneavoastră despre Mihai Viteazu, cum ar fi fost numit. Mihail de Tapfer. Aș vrea să apară totuși imaginele acelea. Pentru că sunt mai multe și o să vedeți cât de important era Mihai Viteazu în Europa, în timpul vieții lui, dar și după aceea, încă vreo 30-50 de ani, impactul public al personalităților lui încă nu se stinsese. Aceasta este
Aceasta este imaginea, gravura lui Egidius Sadeler din 1601. Urmează cea lui Domenicus Custo. Tot atunci a fost făcută. Vedeți, seamănă. Am impresia că această imagine a fost confundată la un moment dat cu Vasile Lupu. Un tablou foarte important al epocii a fost făcut de Franz Franken, al doilea, sau Franz Franken cel tânăr, în care e vorba despre Cresus, regele Lidiei, care îi arată comorile, se laudă în fața lui, înțeleptului grec Solon. Dacă vreți să dați imaginea pe tot ecranul. Este o povestire din Herodot. Da. Iar Mihai Viteazul apare în centru imaginii. O să vedeți Solon, sau pe post de Solon, este chiar Rudolf al II-lea. Undeva în jumătatea din stânga a imaginii, ce bine ar fi dacă s-ar putea mări, este Mihai Viteazul, să-l țineți mai mult imaginea, Mihai Viteazul, lângă Maria Cristiana de Habsburg, pe care Mihai Viteazul o cunoscut. E vorba de soția lui Sigismund de Bathory. Între Mihai Viteazul și Maria Cristiana se pare că a existat o relație puternică. Nu știu dacă ați sesizat, căciula și bănuiesc că se vede. Același, dacă se pute să apropiați asta, centrul imaginii, ar fi foarte bine. Eventual o să revenim. Mai există un tablou al lui Franz Franken. Se pare că era obsedat de imaginea de două personalități, de Mihai Viteazul și de Maria Cristierna, în care e vorba de Solomon arătându-i averile reginei din Saba. Acolo în stânga imaginii, dacă vedeți, chiar în stânga, este Mihai Viteazul. Acesta este al doilea. Maria Cristierna este regina din Saba în acest tablou, iar în stânga, chiar în stânga de tot, este Mihai Viteazul. Cel mai spectaculos tablou a fost însă un tablou făcut de Bartolomeus Strobel, imaginea numărul 5, Bartolomeus Strobel, la 1630, deci la 29 de ani după moartea lui Mihai Viteazul. Tabloul a circulat și circulă încă în spațiu public sub denumirea de Banchetul lui Irod. De fapt, e un banchet al stăpânilor lumii. Sunt toți șefi, mari șefi de state, împărați, regi, comandanți militari în războiul de 100 de ani, iar în centru este Irod, iar Irod este Mihai Viteazul. Dacă dați imaginea următoare, avem un detaliu. Deci Mihai Viteazul, căruia Salomea îi aduce capul Sfântului Ioan Botezătorul. Ați sesizat, e chiar în centrul tabloului. Tabloul este uriaș, are 9,52 m pe 2 metri și ceva și se află la Muzeul Prado din Madrid. Nu prea s-a știut în spațiul românesc despre asta. De ce am dat aceste imagini? Ca să vedem cât de important a fost Mihai Viteazul în veac, cum era văzut de stăpânii lumii de la vremea aceea și cum refuzăm noi să-i acordăm măcar să-l credităm pentru valoarea lui excepțională pe care a avut-o pentru noi românii. Pentru așa, că în cele două minute care ne-au mai rămas până la sfârșitul părții a doua, voia să spune ceva, domnule profesor. Pentru că vorbim de portretele lui Mihai Viteazul în Sfântul Munte, în două mănăstiri, la mănăstirea Simonos Petra, o mănăstire care era închinată în mănăstirea Mihai Vodă din București. Există cel puțin trei portrete ale lui Mihai Viteazul. Unul este în trapeza mănăstirii, altul este în salonul de primire al oaspeților, al pelerinilor, și alt portret este în biroul părintelui Stareț. Și de asemenea există un portret al lui Mihai Viteazul în mănăstirea Eviron, tot din Sfântul Munte. Deci cel puțin două mănăstiri păstrează. Mihai Viteazul este considerat ctitor. Atunci când se pomenesc ctitorii mănăstirii, este rectitor, pentru că el, după incendiul de la 1681, a dăruit mănăstirii și bani și averile mănăstirii Mihai Vodă din București, pe care el o ctitorise început la anul 1594 și închinată mănăstirii Simonos Petra
în 1599. Da. Și bănuiesc că și partea a doua a emisiunii. Iar în București... Dar vreau să vă spun o chestie interesantă. La așezământul românesc de la Jerihon, din Israel. Din teritoriile palestine. Așa, titoria prea fericitului Teoctist. Mihai Viteazul este reprezentat încă din, din 2007. Pictura murală cu aureolă. Deci el a fost considerat frunte de așteptat. În strana stângă de la... La Plăviceni, cum este, părinte? Mihai Viteazul în Biserica Mică. E viu. E viu, am înțeles. Și în București există portretul votiv de la Mănăstirea Mihai Vod. Da. Partea a doua a emisiunii am luat și astfel. Ne revedem câteva minute, estimațele spectatori. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitații mei, părintele stareț Teoctist Moldovanu de la Mănăstirea Plăviceni, cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, și domnul profesor Mihai Popescu. Vorbeam, domnilor, despre faptul că Mihai Viteazul a fost, cel puțin imagologic, a fost deja sfințit la așezământul românesc din Jerihon. A fost și un dosar de canonizare. În alt preasfințitul mitropolit Nestor Vornicescu de la Oltenia, da? În timpul Ceaușescu, deci în vremurile trecute, acum 40 de ani în urmă, a făcut, a întocmit acest dosar de canonizare al voievodului Mihai Viteazul pentru faptele lui deosebite pe care le-a purtat nu numai în problemele externe, ci și interne. El a fost un bun gospodar și un bun creștin cu merite desăvârșite, nu deosebite, desăvârșite, pentru care Biserica Ortodoxă l-ar fi pus, chiar din vremea lui Ceaușescu, l-ar fi pus trecut în rândul Sfinților. Acum, când avem și trupul și capul și ne-am interesat mai mult despre Mihai Viteazul și avem mult mai multă nevoie de modelul lui Mihai Viteazul în țară și în străinătate, cred că ar fi o urgență canonizarea lui Mihai Viteazul și chiar unirea trupului cu capul și nu numai a lui, ci și a noastră. Am scris la un moment dat, chiar în cartea care există la Plăviceni, despre cartea dumneavoastră, pe care am prefațat-o și am postfațat-o. Am spus că probabil până nu se va reîntregi trupul întregitorului, probabil nici noi nu vom reuși să ieșim din starea de dezbinare. Când a tăiat cartarea dosarului de canonizare al voievodului Mihai, prin grija Mănăstirii Mihai Vodă din București, a fost scris un acatist, este acatistul fericitului între voievozi, Sfântul Mihai Vodă Viteazul. Păi e acatistul care se citește în fiecare, și apropo de asta, deci de comemorarea de la Plăviceni, în fiecare an se citește. Istoricii străini au preluat toate sursele, de exemplu Engel, celebru istoric german, a scris despre Mihai Viteazul. Engels? Engel. Nu, Engel, nu Friedrich. Este una din sursele lui Bălcescu. Iar revoluționarii de la 1848 au văzut în Mihai Viteazul un ideal de unificare a tuturor românilor și Bălcescu, poate cel mai cunoscut și cel mai cult dintre toți, cel mai mare iubitor de istorie, cel care a descoperit gravura lui Adeler, care a devenit gravura era cunoscută de la Engel. El a adunat toate cărțile în care Mihai Viteazul era pomenit și a scris celebra carte Românii sub Mihai Voievod Viteazul, care de la moartea lui Bălcescu în 1852, timp de 25 de ani a rămas în manuscris și de-abia în anul 1877, când România deja intrase în războiul ruso-româno-turc de partea Rusiei, salvând armata rusă de la un dezastru în conflictul cu turcii, el a reușit să o publice, iar Eminescu în timpul semnalează apariția lucrării, îi prezintă importanța și ne spune nouă tuturor românilor că această carte scrisă de Bălcescu despre opera și viața lui Mihai Viteazul spune așa: fie aceasta Evanghelia neamului,
Adică ar trebui citită de tot românul, așa cum preotul citește zilnic pe vremuri, pe Sfânta Evanghelie. Vremea, de fapt, biserică. Când facem și noi școală în România, erau fragmente din românii sub Mihai Voivod Viteazu. Erau, era fragmentul despre... Dacă a dispărut și Coșbuc, da. Ce români? Aici am adus o ediție din vechea serie a Bibliotecii pentru Toți, cea prima apărută, serie. Prima dacă serie să publicată. Pe... Este publicată înainte de 1900. Este vorba de republicarea în Biblioteca pentru Toți a ediției publicată la 1877. Nu am găsit ediția originală, dar este o carte destul de, de impresionantă. Și mai târziu, poeții români au fost cei care au apreciat foarte mult. Primul din poeții români care închină un imn lui Mihai Viteazu, o odă, este Bogdan Preticei cu HD-ul și spune odă la cranul lui Mihai Viteazu. S-a arătat și statuia, se focalizează și târziu, pe statuia în timp ce... Atunci când... Las cartea la deci, guvernele românești de după 1866 s-au gândit să realizeze la București o statuie a lui Mihai Viteazu, dar la Școala de Arte și Meserii din București nu aveam un sculptor care să îndrăznească să realizeze el însuși. Și în acest fel a fost contactat un sculptor francez, Albert Ernest Carrier Belleuse. I s-a promis o sumă, guvernul a uitat să mai introducă în bugetul pe anul respectiv, a sumei respective, și de-abia în 1871, în sfârșit, un guvern a reușit să introducă în buget suma necesară. Sculptorul a reușit să realizeze sculptura, a fost adusă la București. Se pare că cele două curți imperiale de la Viena și de la Petersburg s-au cam opus și au încercat să oblige guvernul de la București. Simbol... Culmea este că de la Constantinopol n-a existat opoziție pentru ridicarea unei statui a lui Mihai Viteazu. Și statuia a fost inaugurată în piața Universității, pe locul mănăstirii Sfântul Sava din București, la 1874 de-abia, deși fusese adusă în București și soclul fusese realizat încă din 1871. Deci aproape 3 ani de zile, guvernele României au încercat să găsească un moment favorabil și a fost inaugurată în ziua de 8 noiembrie, deci cu ocazia Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. În 1871, văzând statuia realizată de sculptorul francez, Vasile Alexandrii scrie o odă, spune odă statuiei lui Mihai Viteazu și vă rog să-mi permiteți să citez câteva versuri de la sfârșitul acestui text, care este destul de amplu și cititorii noștri îl pot, telespectatorii noastre, spune așa, se adresează lui Mihai și spune: Mihai, devină iarăși sub cerul strămoșesc ecoul prea puternic de glas dumnezeiesc și aprinde iar scânteia de antică vitejie în noi, care aducem în genunchiere ție, gigant din alte timpuri, fruntași între eroi, oaspe de bronz, scump nou sosit iar printre noi. Mus. Și se pare că el a citit-o, Alexandria a citit-o cu ocazia dezvelirii statuii în 1874. Da, era deja publicată de 3 ani în revista Contemporan. Să ne întoarcem puțin la actualitate. Apropo de portretele lui Mihai Viteazu, mai există un portret mai puțin cunoscut, nu e necunoscut, la care fac referire și în certitudinea numărul 44. Este un portret făcut de Daniel Wolf și apare în cartea lui Dacia Năpăsuită. Era un pastor luteran. Mi se pare acest Daniel Wolf, de la 1701, cam de orice ca secolul 18, acest portret. Părinte Stareț, 418 ani de la tăierea capului lui Mihai Viteazu, celebrarea de la Lăviceni. Ce se va întâmpla acolo? Acolo este locul unde... Pentru a opta oară. Pentru a opta oară ne rugăm intens
luând în seamă că ziua de vineri, 8 august, este zi de post, este și postul Sfintei Mării, la care apelăm să ne sprijine, și Mihai Viteazul făcea adesea, și mulți credincioși care vin la Plăveceni, unii chiar construiesc în momentul ăsta o statuie foarte frumoasă, care vor să o dezvelească atunci, dar ne vom ruga, vom face acatistul Sfântului, vom face parastasul Sfântului, vom cina, vom avea masa de comuniune și un program artistic frumos, tot închinat Sfântului Mihai Viteazu, cu cântece patriotice și cu tradiții românești, care vrem să nu se piardă. Deci o să-mi facă, ridicați o altă statuie, după cum vedeți și în afiș, acolo mai există o statuie. Credincioși au avut. În București există, în afara statuii realizată de sculptorul francez în secolul al XIX-lea, există o statuie mai recentă, inaugurată în anul 2015, în fața regimentului 30 gardă Mihai Viteazu, din București, la intersecția cartierului Drumul Taberii cu militari și cu zona Răzoare. Deci este în fața regimentului. Imaginea pe care o avem aici, statuia pe care o avem și pe care o să focalizeze, da? Din nou, dacă dați cartea la o parte. Și statuia este o replică identică Dacă mai dați cartea la o parte, vă rog frumos. Da. Este așa. O replică identică a statuii realizate de sculptorul Valentin Tănase și inaugurată, dezvelită la Târgu Mureș în anul 2013. În 2013. A fost, iar ce avem noi pe masă. Aceasta este realizată de Albert Ernest Carrier Belleuse, sculptor francez. Deci asta este replicat după... Este un sculptor francez din secolul al XIX. Este cea din piața... Din piața Universității. Universității, da. Apropo de statuia asta, am auzit că a fost și o încurcătură sau s-a folosit același bust. Nu, a fost mutată atunci... Nu, e vorba că ar fi Jeanne d'Arc, îți spunea cine. Privința realizării, se pare că sculptorul, în momentul în care a primit suma pe care o era nepregătit. Avea calul, avea tot, dar trupul nu-l avea. Și a folosit, se pare, un trup pe care îl pregătea pentru o statuie a Ioanei d'Arc. Deci ar fi un trup mai degrabă de femeie pe care el l-a adaptat, însă capul este capul lui Mihai. Evident, evident, da, nu e și capul toate trăsăturile au fost... Deci el, până la urmă, este Mihai Viteazu, sufletul lui Mihai Viteazu. Cea mai mare parte din statuie este poeții Mihai români, Viteazu. Mari poeți români au închinat poeme lui Mihai Viteazu și v-aș cere permisiunea să spun doar 4 versuri dintr-un poem intitulat Capul de la Torda. Nu? Pentru că la Plăviceni a fost găsit. Dar să știți că apropo de capul de la Torda al lui Adrian Păunescu, că despre asta este vorba, e o greșeală acolo. Unde au fost, cum zice el, oare unde au fost românii când a fost ucis Viteazul? Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul, oare unde au fost românii când ne-a fost tăiat Viteazul? Cum se ajunge până la gâtul voievodului de țară dacă nu strădări acasă lângă ura de afară. De acord cu ce este asta și este profund actuală, dar punctual referindu-ne la evenimentul de la pe câmpul de la Torda, românii n-aveau nicio vină. Corpul de oasă era o armată de mașini, era într-o altă parte a taberei și apropo, dacă tot ați venit, s-a întâmplat ceva foarte interesant acolo. Mihai Viteazu i-a primit pe Valon ca pe prieteni. Da, că doar erau, luptaseră împreună. Bine ați venit, vitejii mei. Și ei l-au, în sfârșit, l-au somat și el a zis ba, a zis românește și în curonii spune ba, deci răspunsul în românește, nu, nu. Dar ce e interesant că s-au pus pavăză în fața lui, doi unguri. Secui și doi unguri, nu, doi unguri anume. Pentru că el fusese deja împușcat și străpuns. S-au pus pavăză în fața lui pentru că era un cod al onoarei pe care noi nu avem cum să-l înțelegem cu mintea noastră de mileniu 3. Pentru că de vreme ce fusese, era ca și mort. De ce s-au mai pus pavăză? Ca să-i dea posibilitatea să pună mâna pe sabie, să moară cu sabia în mână, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru asta au fost acel vestit militar, cum zice Wolfgang de Bethlen, Bekeni, și Rudolf Racoții, străbunicul celui care avea să fie șeful curuților, mi se pare, Francis Racoții, el a condus curuților, viitorul voievod al Transilvaniei, și foștii Francis Racoții. Ei bine, Bekeni a fost omorât și s-a tăiat și lui capul, iar Rudolf Racoții a fost grav rănit și a și murit peste câțiva ani în urma acestor răni.
Dar cât privește unde au fost românii când a fost ucis viteazul, erau în altă parte. Au venit după aceea și chiar au luptat, o parte dintre ei au murit. În privința asta nu există trădare. Da, au fost aliații lui Mihai Viteazul în multe din acțiunile din Transilvania, celebrul Moise Sechei. Moise Sechei, care mai târziu, într-un fel, și-a cam bătut joc de atitudinea pe care a avut-o în vremea lui Mihai Viteazul. A fost un aliat al lui Mihai Viteazul? Da, a fost. I-a cerut permisiunea în 1599 la Schellenberg să lupte și el alături de Mihai împotriva... Da, a fost la Călugări, la Schellenberg. Împotriva lui Andrei Batori și a participat, bineînțeles, pentru că ungurii le luaseră secuilor toate privilegiile. Și atunci se pare că s-a folosit pentru prima dată ceea ce se numește acum steagul secuiesc. Dar, de fapt, era steagul unui corp de oaste. Al pedestrașilor lui Moise Sechei. Și apropo, Moise Sechei era unitarian. De ce am adus vorba? Era de credință unitariană, pentru că anul trecut la Plăviceni, după cum o parte dintre dumneavoastră știți, a fost botezat în credința ortodoxă un fost preot unitarian, finul meu acum, Noghi Otilo, colaborator al publicației Certitudinea, și acum îl cheamă Noghi Otilo Mihai. A fost botezat Mihai lângă osemintele sau moaștele voievodului Mihai Viteazul de la Plăviceni. Deci se întâmplă lucruri spectaculoase la Plăviceni, așa că n-ar fi rău să veniți cât mai mulți acolo, pentru că odată este această celebrare, această comemorare. A fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu a fost era cuvântul. Este expresia biblică, dar acum am vorbit despre Mihai Viteazul, să vedem ce putem face pentru Mihai Viteazul, că a venit momentul. A cam venit momentul, pentru că altfel se alege praful, se alege praful, vorba lui Adrian. Și de toate și dacă nu ne pasă. Va veni și domnul general Celaru, mi-a fost martor la această slujbă de botezare, de botez. Iar bietul Noghi Otilo Finu este în Ținutul Secuiesc, în Chichiș, județul Covasna. Nu vă spun ce soartă are. Este izolat în mijlocul alor lui. Nu mai are niciun... Nu mai are prieteni secui. Dar e înconjurat de dușmani. E tot ca Mihai la Turda. Poate vine până la urmă. Tot ca Mihai la Turda. Cum? E tot ca Mihai la Turda. Ca Mihai la Turda, da, cam așa este. Să sperăm că dosarul de canonizare a voievodului... Există pe mața prefecției. Va merge mai departe și în timpul cel mai scurt o să ajungem și la hotărârea canonizării. Sperăm așa cum îl avem pe Ștefan cel Mare, pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare sau pe Neagoe Basarab. Părinte Stareț, cred că sunt telespectatori care sigur ar dori să vină. Dați-le niște detalii, cum ajung acolo? Mănăstirea a făcut parte din, sau era pe teritoriul județului Romanați. Acum ține de Episcopia Giurgiului și a Telormanului, dar pe vremuri zona se numea Vlașca. Vlașca era locul vlahilor. Da, Vlașca și Telormanul. Și deci a ținut de județul Romanați, acum ține de județul Telorman, dar astea sunt aspecte administrative. Deci nu are granițe, nu mai sunt granițe acum. Mihai le-a unit. Dar sunt mulți care vor dori să vină. Există un... cum să facă? Știm că acum, într-adevăr, la Plăviceni cel mai des vin hoții. Da. Apropo, am auzit, au fost trei tentative de acum a fost o tentativă de vreo săptămână. În fine, noi vrem cu Dumnezeu că asta e situația și ne ține treci mereu acolo ca să nu se întâmple nicio norocire. La Plăviceni nu se poate ajunge cu piciorul decât foarte greu, pentru că pe raz 10 km nu există casă, nici drumuri care duc pe la Plăviceni. Deci cea mai apropiată localitate de mănăstirea Plăviceni este comuna Plopii-Slăvitești. Nu, e și deja pe teritoriul comunei Plopii-Slăvitești din județul Telorman. Județul Telorman, da. Dar dacă se pune bariera aici, se poate veni și prin Oltă. Da, se poate veni și deci dinspre județul. Se poate intra pe oriunde. Da. Numai că e distanță de 10 km, pentru care pe drum venind și spunând rugăciuni, e tot în binele nostru și al lui Mihai Viteazul. Și vrem să o facem asta cu toții, pentru că știm clar, prin rugăciune și prin unire ne putem ridica. Da. Profesor, apropo de locul acesta
Mănăstirea Plăbiceni. Mai aveți vreo dumneavoastră, mai ați aveți de a adăuga la cele deja rostite? Deci a fost un loc în care familia voievodului a considerat că este bine să ctitorească o mănăstire și locul în care, tot prin strădania familiei, nu, pentru că Mihai Viteazul a avut și un fiu, Pătrașcu, probabil fără să atragă atenția dușmanilor de după moartea lui Mihai Viteazul, osemintele lui au fost aduse aici și ascunse, la fel cum s-a întâmplat și cu osemintele lui Brâncoveanu sau cu osemintele altor martiri români. Mihai Viteazul a avut și limbă de moarte cu oamenii lui de încredere, că dacă unul dintre dânsii va muri în afară granițelor țării, să fie adus în patria mumă. Da. Da, deci era de o datorie firească a boierilor. Paharnicul Turturea a avut, a avut un jurământ comun, Paharnicul Turturea și Mihai Viteazul. Aflăm asta dintr-o cronică a lui Radu Mihnea, pe la 1612, când paharnicul Turtura era deja stolnic, stolnicul Turtura, care i-a luat capul și l-a adus la mănăstirea Dealul. Da, și aducerea Dealul capului a fost o problemă, el a fost păstrat la mănăstirea Dealul în timpul primului război mondial, războiului reîntregirii. Capul a fost dus la Iași și apoi păstrat la Odessa. Iar la sfârșitul primului război mondial, când s-a realizat România Mare, de la Iași, pe toate cetățile de pe Nistru, în care Mihai Viteazul ajunsese, apoi în cetățile din Transilvania, capul lui Mihai Viteazul a pornit într-un pelerinaj. Trenul mortuar, sau trenul, să zicem, de funerarii simbolice, a trecut prin marile orașe ale României, ale Transilvaniei, a ajuns și la Alba Iulia și în sfârșit a poposit din nou la Târgoviște. Dar în fiecare din gările prin care trecea trenul se făceau ceremonii civile și militare. Locuitorii zonelor și ai orașelor, dar și ai satelor din împrejurim, veneau un număr foarte mare. Sunt descrise aceste ceremonii. Da. A fost și s-au ținut discursuri acolo la mănăstirea Dealului. Iar după război, cea mai înaltă distinție a statului român acordată eroilor din războiul reîntregirii a fost Ordinul Mihai Viteazul. După 90 s-a reînființat Ordinul Mihai Viteazul. El a fost desființat în 1948, dar după 1990 a fost reînființat. Știu că mai există și acum nu știu câți din purtătorii acestui ordin, dar după 90 erau chiar, nu știu, 50-60. Uh-huh. Deci a fost reactivat, dar evident noi nu mai legat avem. De această reîntoarcere a osemintelor lui Mihai Viteazul la mănăstirea Dealul, aș pune și eu un accent. S-au rostit discursuri acolo, dar cineva l-a întrebat la un moment dat pe Nicolae Iorga, un coleg, un profesor. Stimate coleg, dar de unde știm noi acum că acesta mai este capul lui Mihai Viteazul? Iar Iorga i-a dat un răspuns memorabil. Stimate coleg, nu contează al cui este, contează ce reprezintă. Deci, da, extraordinar. Și tot după 90, regimentul de gardă 30 a primit numele voievodului Mihai Viteazul. Deci astăzi statuia realizată de sculptorul și pictorul Valentin Tănase se află în fața regimentului de gardă, regimentului 30 gardă Mihai Viteazul. Îl văd de fiecare dată, mă duc, de câte ori mă duc acasă cu tramvaiul. Deci poate fi admirat, e o statuie impresionantă și din punct de vedere artistic și al poziționării. Părinte Stareț, emisiunea se apropie de sfârșit. Aveți de transmis vreun mesaj? Aș vrea să spun doar atât că Viteazul Mihai și-a pierdut capul pentru unirea țării. După tăierea capului s-a destrăbat țara. Iar acum de când osemintele lui s-a găsit la Plăviceni și noi nu le facem unificarea, văd că tot mai mulți români pleacă din țara noastră, rămân în satele goale, bătrâni fără copii, neajutorați, problemele tot mai multe în țara noastră și pe plan intern și extern, și cred că se cere atât de mult să mijlocim la acest Mihai, să ne rugăm la el, pentru că modelul lui este modelul nostru viu, iar Plăviceniul ne așteaptă pe data de nouă.
din orice colț al țării avem foarte multe certitudini că lumea va veni la acest moment. În număr foarte mare, mai mult ca de obicei. Număr, cred că de 3 ori, de 3-4 ori mai mare ca de obicei. Acum avem vreo 5 ori. Dar aș încerca să închei cu câteva versuri din Virgil Carianopol. Mihai Viteazul... S-a terminat, părinte. Terminați-vă vorba. Vă rugăm să veniți la Plăveceni, că nu veți regreta. Iar Mihai Viteazul va fi ca și până acum al nostru conducător viu. Pentru că el lucrează prin mijlocea lui către Dumnezeu, că locul lui este în rândul dreptelor. Și nu este un om care să ne întoarcă spatele așa cum am făcut-o noi la Turda. Să ne revanșăm la Plăveceni, unindu-l pe Mihai, trup cu cap. Mulțumesc, părinte. Virgil Carianopol, într-un poem intitulat Mihai Viteazu către români, spune așa: e țara roată, visul de unire, e astăzi marea noastră împlinire. Suntem din nou alături, frați cu frați, cu Dunăre, cu mare, cu Carpați. Vă mulțumesc, vă mulțumesc amândurora că ați fost oaspeții mei în această emisiune. Probabil o să ne mai vedem. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit. Ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Astăzi avem invitat special, așa cum ne-a promis, domnul dr. Menci, cunoscut de toată lumea, Victor, prietenul nostru. Bună seara! Și dezbatem un lucru extraordinar de important și, din păcate, grav pentru noi și mai ales pentru populația tânără, da? Iată ce spune un studiu ONU recent realizat: poluarea din aer ucide mai mulți oameni decât fumatul. Uniunea Europeană a realizat chiar în 2018 un raport, numărul 23 din 2018, despre poluarea atmosferică și sănătatea noastră. Spune așa: poluarea atmosferică are consecințe, vă citesc doar începutul, consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an, deci anual, au loc în jur de 400.000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici. Și o să spuneți, Uniunea Europeană e destul de mare, poate la noi lucrurile stau mai bine sau așa? Dragi prieteni, câți oameni credeți că mor în fiecare an în România? Un oraș în fiecare an. Este studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății care arată că aerul poluat din România omoară 24.000 de români în fiecare an. Incredibil. Cum este posibil? Ce ne puteți spune? Ce conține acest aer poluat și de ce? Și mai ales ceva surprinzător, pentru că în rapoartele acestea, ținând de orașele noastre, că toată lumea spune, doamne, la oraș e foarte mare poluare. Este și foarte adevărat. Și toată lumea spunea, Bucureștiul e primul loc. Așa a fost. Deja Iașu, Clujul, Brașovul, exact. În creierii munților unde te duci și speri la mai bine, să respiri aer mai curat. Mai... Este deasupra poluării din București, deși noi, dacă ne ducem în centru la universitate și citim toate datele de acolo, noi vedem că sunt de 5-7 ori mai mare decât orice reglementare... Decât limitele maxime admise. Limitele maxime admise. Domnul doctor, ajutați-ne să înțelegem ce se petrece și ce putem să facem. Să nu uităm că noi avem trei mari categorii, să le spunem, de hrană. Aerul reprezintă cea mai mare pondere din hrana noastră zilnică, aproximativ 12 până la 15 metri cub de aer,
care înglobează în ei și circa 200 de mililitri de apă, adică un pahar de apă. Foarte important ce a spus și o să revenim la ideea cu apa din aer, ținând de șansa noastră de a purifica pe trei nivele tot ce avem. Aerul, să-l purificăm pe trei nivele, fizic, energetic și informațional. Apa în sine să o purificăm pe trei nivele din tot ce bem și alimentele să purificăm pe trei nivele. Vă rog frumos! Și să continuăm. De ce este atât de important aerul? Pentru că organismul preia oxigenul din aer. Oxigenul din aer care susține viața. În sensul în care, fără oxigen, metabolismul nostru anaerob, la nivelul mitocondriilor, reușește să transforme mâncarea, cealaltă, a treia categorie, o să vedeți de ce îi spun a treia categorie de hrană, deci alimentele cunoscute, solide sau lichide, deci reușește numai prin metabolismul aerob, la nivelul mitocondriei, să elibereze energia de care corpul nostru are nevoie și să o stocheze sub forma unei molecule macroergice, se cheamă adenozin trifosforic, ATP. Poate că mulți au și auzit de acest un ATP. Un moment să punctăm, să fie foarte clar. Toată lumea își dorește să fie mai lucidă, cu putere mai mare de muncă, cu putere de concentrare mai mare, sau oamenii care muncesc într-un domeniu fizic să aibă forță mai mare. Cuvântul acesta, mitocondrii, ascunde șansa noastră ca să funcționăm optim, da? Apropo de siluetă sau nu, apropo de energie, de putere, da, de concentrare, tot ce înseamnă energie, tot ce vă puteți dori, omenește ca să aveți energie. Și o să avem o surpriză asupra, nu numai asupra problemelor, asupra metabolismului, asupra energiilor și asupra mitocondriilor pentru dumneavoastră. Majoritatea bolilor, în special bolile tumorale, sunt generate de disfuncții mitocondriale. Sunt boli mitocondriale. Și ar trebui să conștientizăm faptul că în aer și în apa care se găsește în aer, în cazul poluării, se găsesc particule de dimensiuni foarte mici, la nivelul nanometrilor și al micronilor. Un micron înseamnă a mea parte dintr-un milimetru. Și aceste particule, cele care sunt mai mari, să le spunem 25 de microni, afectează grav celulele plămânului și de aici boli pulmonare foarte grave, inclusiv cele care nu se pot transforma într-un eveniment oncologic tumoral. Iar vorbi de radicali liberi care există în aer prin poluanți și care ne scurtează zilele într-un mod chiar cu noi. Bineînțeles, sigur că sunt foarte multe specii reactive și de oxigen, dar mai ales de la eșapamentele mașinilor se degază specii reactive de azot, de sulf. Și se găsesc particule și mai mici, să spunem de ordinul a 10 microni, care pătrund foarte ușor prin membranele celulelor bronhiolelor, ajung în sânge și practic apar bolile cardiovasculare și cerebrovasculare. Într-o primă fază, toată această inhalație nocivă pentru noi poate fi recunoscută de om obișnuit prin faptul că respir, dar parcă nu ai oxigen, nu te oxigenezi. Parcă cineva te-ar ține de nas, exact, sau de gură. Da? Doi, efectul unei respirații într-un astfel de mediu la nivel psihic. Da, deci stările emoționale, depresive, incapacități de muncă, confuzii, iritări, dureri de cap, insomnii. Ideația foarte lentă, adică Gândirea noastră devine foarte lentă și iată că acest lucru poate avea repercursiuni extrem de grave zi de zi, pentru că noi mai și conducem autoturismele. Aceste noxe practic nu fac altceva decât să ne creeze o lentoare în reflexele noastre. Un reflex
cu câteva milisecunde mai lent, poate fi chiar bariera sau limita dintre viață și moarte. Unii oameni ar putea considera că, doamne, eu n-am mașină, nu conduc sau nu conduc din 24 de ore, conduc o oră sau două. Și în rest îmi petrec nu afară unde e poluare, în casă, în spațiile noastre închise sau la servicii, în spațiile noastre închise, unde în marea majoritate a centrelor acestea de business, da, nu, nici nu poți să deschizi ferestre și oamenii zic, las că e bine, am văzut ce poluare e afară, e bine așa înăuntru. Înăuntru scăpăm noi de toți acești radicali liberi și de toate emanațiile, de la mobilier, de la toate plasticele, mochete, vestimentația noastră care conține plastice, da? În compoziție, lucru cu electromagnetism care schimbă ionizarea din minus, da, în plus, dă o ion pozitiv. Un ion pozitiv care dă o hiperactivare și pe urmă o obosire. Deci toate acestea, plasticele din textile, plastice din mochete, vopselele pe care le avem pe pereți, sintetice, toate materialele, orice din înăuntru, draperie, mobilier, toate plasticele care ne-au ușurat nouă viața, toate emană ioni plus. Ce înseamnă un dezechilibru? Că și din China antică, yin-yang-ul și, bineînțeles, și în partea indiană, trebuia să fie într-un echilibru. Orice dezechilibru genera boală. Ce înseamnă acest dezechilibru? Că e plus, 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 hiperexcitație, oboseală, surmenaj, nerv, stres și așa mai departe. Deci, ne putem noi simți în deplină siguranță în încăperile în care petrecem. Cât să spunem că petrecem? Între 70 și 90% din timpul din unei zile? Chiar până zile? 90% să spunem. Pentru că te duci la servici și șezi la servici. Noi chiar și aici, vi s-a mai spus și de alți prieteni, invitați, cei care țin emisiune, studioul este larg, dar este închis. Chiar nu se poate deschide nicio fereastră și chiar ați putut să urmăriți de-a lungul experimentelor pe care le-am avut exprimările invitațiilor noștri vis-a-vis de faptul că au venit obosiți și noi am făcut experimentul de purificare apă, aer, alimente și la final erau proaspeți ca și cum ar fi tras un pui bun de somn, energizație, deci foarte, foarte important. Deci casele noastre, apropo de naveta spațială pe care, de stația orbitală pe care s-a inventat, imunocubul, soluția la extraordinară la tot ce înseamnă apă, aer și alimente poluate din zilele noastre, casele noastre sunt un fel de incinte, niște o stație spațială în care ne petrecem timp. Ar trebui să amintim și un fapt mai puțin cunoscut. Atunci când casa nu este izolată, mai ales la etajele inferioare, pot apărea și radionuclizi de radon, radioactivi. Deci, sau din anumite materiale, care ele însele generează acești radionuclizi de tipul radonului. Dar stăm prea mult în casă, dar pierdem foarte mult timp și în mașină, în abitaclul mașinii. Dacă deschidem geamul, sigur vin noxele de afară. Dacă nu îl deschidem, plasticele din mașină, mai ales în vreme caniculară, generează de multe ori, nu, ceea ce nouă ne place, mirosul de mașină nouă. Mirosul de mașină nouă este un miros toxic. Exact. Este un miros care generează, da, boli extrem de grave, așa cum am spus. Și atenție aici, mulți oameni se bucură de mirosul de mobilă nouă. Reiau ideea cu mobila. Vă rog să ne spuneți ce probleme grave sunt în casă în momentul în care un om este stresat, are știți că stresul știe toată lumea, slăbește imunitatea. Și îți iei un mobilier nou de care să te bucuri. Sau dacă ai un copilaș mic, ce se întâmplă în casă? Mai ales în mobilele vechi, dar mă rog, și astăzi nu se prea folosește lemnul masiv, ci se folosesc niște conglomerate. Ce au în compoziție? Aceste adezive care se folosesc pentru obținerea materialului pentru mobile conțin formaldehidă, cancerigenă.
Da, dreptul. În Germania, de mulți ani, s-a scos din toate spațiile publice, din toate școlile, mobila care era realizată cu formaldehidă. Și iată că la noi încă se folosește asbestul. Uneori casele sunt învelite cu un material care conține asbest. Problema mare este că toate acestea nu produc efecte imediate, dar ele se acumulează de-a lungul vieții și cu alți factori care se găsesc în apă, care se găsesc în alimente, da, cu stresul, cu poluarea electromagnetică, să nu uităm, cu poluarea electromagnetică. Chiar nu, acum se vorbește nu de 5G. Da, și da. Toate acestea, într-un final, se transformă în bolile acestea zise ale civilizației moderne, pe care cu toți le vedem. Începând de la obezitate, să știți că obezitatea are și o cauză în acești poluanți, pentru că mulți dintre ei sunt poluanți like estrogeni, care practic stimulează metabolismul pentru ceea ce vedem în jurul nostru, nepermis de mult, copii obezi, tineri obezi, cu riscuri crescute de bolile civilizației moderne și toate celelalte boli cronice. Ei, dacă asta ne afectează încă de când suntem în pântecul mamei, vă dați seama că bolile acestea grave apar la vârste din ce în ce mai tinere. Diabetul de tip 2, care altă dată apărea doar la vârstele înaintate, peste 60 de ani, astăzi este cea mai frecventă formă de diabet, iar diabetul autoimun, insulinodependent, zis juvenil altădată, reprezintă doar 10% din toate cazurile de diabet zaharat de tip 2, care sunt generate de alimentație și de noxele care se găsesc în alimente. Și iată că avem, cum spuneam, trei categorii de hrană. Avem aerul, nu conștientizăm lucrul ăsta, fără aer nu putem trăi mai mult de 3 minute. Avem apa, fără apă, să zicem așa, în medie 2 litri de lichid de care hidratează, dar în special apa, nu putem trăi mai mult de 3 zile. Și hrana pe care o cunoaștem, nu? Un kilogram, un kilogram și jumătate, iată și cantitativ cea mai mică, fără ea putem să supraviețuim chiar 30 de zile, 40 de zile. Și toate aceste medii, toate aceste feluri de hrană, astăzi, din păcate, sunt poluate cum n-au mai fost niciodată în istoria omenirii. Asta este realitatea. Deci vorbim de o poluare globală a mediului extern, pentru că mâncarea este mediul extern, aerul, da, la fel, apa, și de o poluare endogenă internă, generată de acești radicali liberi, specii reactive de oxigen, de sulf, de azot, și care sunt cauza bolilor acestora. Ați văzut și dumneavoastră, în România, în fiecare an, un oraș mediu dispare, numai din cauza, nu, poluării aerului. Nu mai vorbim că peste aceasta se cumulează și moartea care vine din poluarea apei, moartea care vine din poluarea alimentelor, moartea care vine din poluarea fotonică, moartea care vine din poluarea electromagnetică, cu câmpuri electromagnetice artificiale. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi am ajuns să locuim în mini-stații spațiale, complet izolate, cu materiale sintetice, care emană diferite substanțe toxice, dar problema la noi este mult mai mare față de stația spațială, care este prevăzută cu mii și mii de sisteme dedicate purificării aerului, apei și a alimentelor. Cosmonauții, într-adevăr, ei se află în condiții extrem de grele, extrem de complicate, dar ei au la dispoziție toate aceste sisteme care au fost gândite de oameni de știință ca să limiteze acest impact negativ asupra astronauților. Pe când noi cu dumneavoastră am ajuns să locuim cam în condiții similare, slavă Domnului avem gravitația, dar tot ce ne înconjoară este cam la fel. Pe când nu ne beneficiem de toate aceste sisteme de care beneficiază cosmonauții. Și cu ajutorul tehnologiilor noi, datorită cosmonautului domnul Dumitru Prunariu, s-a făcut posibil ca această tehnologie
măcar această tehnologie care purifică aerul în cadrul stației spațiale internaționale să ajungă să fie disponibilă la noi pe Pământ, sub forma acestui aparat care se numește Imunocube. De fapt, el reprezintă, cum vă spuneam de multe ori, aceeași tehnologie. El urmează același principiu de purificare care folosește natura pentru a purifica toată planeta noastră. Respectiv, el repetă principiul care este bazat pe descărcări de înaltă frecvență, descărcări electrice, în prezența apei. Apei din aer, din componenta aerului. Ceea ce se întâmplă în natură, în mod firesc, când există furtuna, ploaia, torențeală, umiditatea aerului este extrem de crescută și apar aceste descărcări electrice care produc reacția fenomenală, reacția dumnezeiască și anume de formare a ozonului. Acest miros proaspăt după furtună sau după ploaia, acest miros a sănătății, acest miros care se reprezintă aerul activat cu oxigen, plin de oxigen, plin de ioni negativi care sunt absolut benefice sănătății noastre. Și același aparat, același principiu repete Imunocube. Putem folosi acest aparat în casele noastre și putem atenua toate aceste probleme, toate aceste agresiuni care vin peste noi, precum noxe, precum aerul contaminat, apa contaminată și chiar și alimentele contaminate, ceea ce vă prezentam în emisiunile precedente. Și cum spunea domnul profesor, organismul uman conține 70% apă în componenta sa. Și în contextul celor spuse, precum apă se găsește și în aer. Apa este apa care noi cu dumneavoastră bem. Aceeași apă se găsește și în alimente în proporție până la 90%. Ea se găsește și în componenta organismului nostru într-un raport de 70%. Vă rog să ne spuneți mai mult despre această legătură între apa din cele trei categorii de alimente și apa din componenta organismului nostru. Cât de importantă este această apă pentru sănătatea noastră? Și pentru viața noastră, exact. Pentru existența noastră. Apa este matricea vieții. Cu alte cuvinte, nu poate exista viață în afara apei. Apa pare a fi un compus chimic foarte simplu. H2O. Exact. Deci doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Dar, în realitate, este cel mai misterios compus din universul acesta. Apa nu se află în mod natural sub formă de molecule separate, care, mai mult, sunt niște dipoli. Molecula de apă are un pol pozitiv și un pol negativ, ci se află sub formă de clusteri. Cluster, adică apa este agregată. Grupată. 3, 4 molecule și mai multe. Și de ce este necesară apa în corpul nostru? Apa este cea care cedează protoni și electroni în mitocondrii, așa cum spuneam și mai înainte, în felul ăsta putând să elibereze energia din alimentele pe care noi le consumăm și să o stocheze sub forma acelei baterii universale, dacă vreți, de la bacterie și până la om, acidul adenozin trifosforic ATP. Și deci apa... noi avem baterii. Deci în ființa noastră există baterii. Da, niște biobaterii extrem de performante. Sunteți foarte grijulii cu bateria de la telefonul dumneavoastră, de la laptopul dumneavoastră. Foarte grijulii. Dar sunteți la fel de grijulii cu bateriile pe care le aveți și cum să le întrețineți, că toată lumea citește cum să-și întrețină sau ce tip de telefon sau ce tip de baterie are. Haideți să vedem ce tip de baterie avem și ce ne dăunează bateriei noastre și cum putem să îmbunătățim. Cum putem încărca la maxim. Cum putem încărca să folosim foarte de bun augur. Vă rog, domnul doctor. Atunci când avem o alimentație diversificată și echilibrată și în majoritate constituită din alimente naturale integrale, adică puțin procesate sau chiar deloc, energia aceasta poate fi eliberată cu un randament foarte mare și să se creeze din ce în ce mai multe mici baterii.
o singură baterie este o moleculă de ATP, dar corpul nostru are nevoie undeva la 100-150 de grame de ATP în fiecare zi ca să fie... Vreau să vă întreb câte ceva. Noi am mai discutat aici de conceptele de apă vie, apă moartă. Aveți vreo recomandare de aliment care nu are apă? Nu există aliment care nu are apă. Și acum, la nivel cuantic, apa, cum v-am spus, se comportă ca principala substanță care cedează niște particule cuantice, adică electroni și protoni, și care au domenii negentropice, adică conține informații. Informație și această deci informație... Deci ce înseamnă un aliment, să mergem spre o alimentație raw vegan, dar raw vegan nu doar cu numele, luat alimentul, ținut nu știu cât timp, un fruct, o legumă, nu știu cât s-a ținut și noi spunem că suntem raw vegan, că nu-i proaspăt cules, nu-i bine îngrijit. Ce înseamnă apa vie din alimente pentru noi? Asta vreau să vă spun. Apa conține și alți doi izotopi, deuteriu și tritiu. Adică pe lângă hidrogenul obișnuit și... Deci avem o mică centrală nucleară în... Avem chiar... Se pare că în fiecare celulă vie se petrece și fenomenul transmutației elementelor la rece. La joase asta, temperaturi. Da. Chiar... La temperatura corpului, da. La temperaturi foarte joase. Iar aceste transmutații în natură, în cosmos, au loc la temperaturile și presiunile uimitoare din stele. Așa. Iată viața cât este de ciudată, dacă vreți, și cât este de performantă în același timp. De altfel, viața este un fenomen cuantic și aș da exemplu plantelor. Nu, plantele reprezintă hrană pentru noi. Plantele, pur și simplu, în plante are loc arderea apei. Și fotosinteza are un randament ce se apropie de 100%. Nu există vreun proces inventat de om ca să aibă... Deci avem de învățat de la plante... De la viață. Creăm, de la viață, cum să creăm noi invenții eco, bio. Da. Nu există ceva mai bun pe lumea asta ca invenție decât ceva în care noi am înțeles un proces din natură, un proces natural, pur, în care natura purifică, resetează codurile greșite informaționale, energizează și ne aduce acești nutrienți vitali, atât pentru că domnul doctor ne-a spus, avem trei categorii de alimente, aerul este aliment, apa este aliment, mâncarea este aliment, pe cele trei categorii de alimente ne aduce nutrienții. Deci noi ne hrănim și când respirăm, cum spuneau yoginii cu prana că se pot hrăni și taoiștii cu chiul. Ne hrănim cu apa vie din alimente sau din izvoarele vii sau putem să obținem în propriile case aer viu, purificat, energizat, pentru că vorbeam de faptul că odată cu înaintarea în vârstă scade metabolismul. E una din chestiuni. Ce face acest imunocub prin, prin acțiunea lui la nivelul aerului, a apei și a alimentelor? Activează, deci accelerează metabolismul, vă reîntinerește, dă drumul la un proces de reîntinerire, mitocondriile. Este transformarea aceasta din ozon în oxigen, este cu eliberare de energie. Se știe, da, se eliberează 143 de joule. Oxigen pur. Deci, se știe... Toată lumea cunoaștem, că așa sunt legile, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Deci avem această energie care o primim prin intermediul aerului și mitocondriile noastre reacționează benefic când respirăm aerul energizat, când bem apă vie, reenergizată. Da? Când mâncăm, toate aceste testări, care atâtea emisiuni la rând le-am făcut aici, ați putut să vedeți că alimentele le purificăm pe bază de apă. Deci introducem diuza respectivă, deci dispersorul respectiv cu furtunelul în apă, începe procesul, se oxigenează, se ozonizează apa respectivă și încep procesele de purificare prin intermediul apei vii purificate, purificarea apei din alimente.
este ceva uluitor. Noi, da. Adineaur ne-a spus domnul doctor că n-au existat toate aceste probleme pe aer, pe apă, pe alimente mai grave pe planeta asta decât le avem acum. Totodată pe planeta asta nu a existat niciodată o invenție mai necesară. Pentru că, vedeți, toate rapoartele astea ne spune că toți noi suntem deplin conștienți. Da, domnule, ne plictisești poluare. Poluare știm toți. Știm că și crește. Te aștepți în fiecare zi la televizor să spună, doamne, a mai crescut poluarea pe apă, pe aer, pe nu știu chiar mai ce. Chiar ne-am obișnuit cu asta. Chiar ne-am obișnuit cu treaba asta. De ce ne trebuie atâtea rapoarte și atâtea informații? Da, aveți dreptate, pentru că și dacă vă duceți, aveți o problemă, o suferință și vă duceți la analiză, vă duceți odată, ați afla care este problemă, cât de rău ședeți. Vă duceți a doua oară, a treia oară, vă duceți săptămânal. Ce rezolvați că vă faceți atâta analize? E adevărat? Că dacă nu acționați, este o lipsă de șansă. Nu vă mai dați dumneavoastră șansă pentru dumneavoastră ca să fiți sănătoși, să vă bucurați de viață. Pentru copiii dumneavoastră, degeaba faceți copii, degeaba munciți să aveți bani pentru orice și să vă bucurați copiii dacă ei ajung să aibă dereglaje la nivel psihoemoțional pe baza unor disruptori hormonali, unor perturbatori, niște păcălici pe care odată că inhalăm tot ce se petrece ca și plastice în casă, noi ajungem să inhalăm ori prin particule fine, ori prin această ionizare plus, prin 2, bem apă care are acești disruptori, acești perturbatori hormonali cu transformări foarte ciudate pentru băieți, mai ales copii, băieți, femei sau femei gravide și așa mai departe. 3, mâncăm cu acești disruptori hormonali. Ce face acest dispozitiv, imunocubul? Purifică la nivel molecular tot ce înseamnă aer, apă și alimente. Și o să vă rog să urmărim 5 minute din ceea ce ne-a transmis, pentru că noi ajungem casele noastre să fie ca o mini-stație spațială, da? Cu problemele de acolo. Aerul care este cum este, dar diferența față de stația orbitală spațială este că oamenii de acolo erau foarte vigilenți și foarte îndeplină cunoștință de cauză asupra pericolelor, umidității din casă și dezvoltare microbilor și a fungilor, deci toate mucegaiurile și așa mai departe, în aer sau în colțuri sau oriunde, da? Viruși, bacterii, deci acolo nu își permiteau treaba asta, au trebuit să ia imediat măsurile drastice, adecvate, că nu te joci, nu poți să te joci. Da, da, așa e, Dan, pentru că tocmai ce povestești tu este absolut adevărat. Cum a apărut acest aparat, care a fost cauza apariției? De fapt, prin anii 70, când a apărut problema prima dată în cadrul Stației Spațiale Internaționale, cu aceste mirosuri din cauza mucegaiului, da? Dumneavoastră știți că mucegai, el se activează, începe să dezvolte coloniile și sporii de mucegai, el se dezvoltă la umiditatea aerului, când depășește 70%, deci la umiditatea 70% deja se activează apariția mucegaiului. Dar în România, media anuală a umidității aerului tocmai variază în jur de 70%. Deci noi putem spune că avem aer chiar predispus la apariția mucegaiului și dumneavoastră știți cel mai bine, aproape nu există casă care n-a întâmpinat această problemă cu apariția mucegaiului. Aceeași problemă a apărut și în cadrul Stației Spațiale Internaționale, din cauza că aerul nu se amestecă, nu, din cauza lipsei gravitației, aerul rece cu cald nu se amestecă precum pe Terra. Aerul stă. Cu siguranță există sisteme care recircură aerul, dar există și foarte multe spații neventilate sau necirculate, prin care nu există această recirculare a aerului, spațiile complet închise pentru destinate aparaturii electronice. Acolo a început să dezvolte acest mucegai și a apărut miros îngrozitor. Deci anumite module au fost pur și simplu contaminate, au fost trecute pe post de depozite, pur și simplu se depozitau anumite lucruri care nu erau la îndemână zilnică. Dar în momentul în care s-a semnat contract sau convenția de trecere a anumitor module în proprietatea Statelor Unite,
Americanii au vrut să transforme anumite module în spații locuibile pentru astronauți. Și nu era cu puțin să ne jicăm, pentru că era un miros îngrozitor de mere stricate. Asta ne povestea Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru român. Și atunci americanii au apelat la rușii, pentru că când au preluat aceste module, ei au importat un pachet întreg de tehnologii despre care spunea și Dan, pentru că totul era prevăzut. Și printre care au importat și această tehnologie de purificare a aerului la nivel molecular, anume potoc 150, care chiar introducerea înseamnă potoc sau curent. Curent, acest dispozitiv e ceva mai mare flux față de monocup sau flux. Acest potoc de pe stația spațială funcționa exact pe același principiu, sau mai bine zis, imunocup reprezintă copia miniaturizată după acest aparat de pe stația spațială. Și tocmai cu ajutorul acestui aparat potoc 150 s-a făcut posibilă purificarea totală, completă a acestor mirosuri, de fapt distrugerea coloniilor de mucegai și atunci dispariția totală a mirosurilor neplăcute. Prin acest principiu, pe baza acestei tehnologii, s-a făcut posibilă punerea în circuit acestor module care au fost contaminate și așa a apărut acest aparat la noi pe baza tehnologiilor cosmice. Și cum spunea Dan, acest aparat, în afară că el purifică aerul, apa, alimente pe cele trei nivele, respectiv informațional, energetic și fizic, el aduce corpului nostru, organismului nostru, prin consumul aerului inspirat, prin consumul apei potabile și prin consumul alimentelor, aduce o cantitate enormă de energie, pentru că el îmbogățește aerul sau apa din compoziția aerului și apa ca atare cu ozon, această moleculă dumnezeiască care se numește O3. Dar când noi cu dumneavoastră inspirăm aerul sau consumăm această apă din compoziția aerului sau bem apa prelucrată cu imunocup, noi de fapt consumăm în cantitatea enormă de aceste molecule O3, care la rândul lor în interiorul organismului nostru se descompun în O2 și o moleculă separată de O care reprezintă oxigen pur, cu eliberarea o cantitate de energie de 143 de joule și prin asta se încarcă exact bateriile din corpul nostru despre care spunea și domnul profesor. Chiar vreau să urmărim o scurtă sinteză realizată de domnul Prunariu despre situația echivalentă între stația orbitală și viața noastră zilnică. Haideți să-i dăm curs. Mai interesant este cum se trăiește într-un mediu închis. Stația orbitală are un volum limitat de aer înăuntru. Același aer care a fost transportat cu ea în spațiul cosmic acum 10-20 de ani, de cât timp funcționează în spațiul cosmic, acela este permanent reciclat. Și vă dați seama că într-o astfel de atmosferă, care are o anumită umiditate, umiditatea datorată din expirației, transpirației organismului uman, cu cât sunt mai multe echipaje, cu atât umiditatea în interiorul stației crește, această umiditate trebuie colectată permanent. Aerul pe care îl respirăm, în care mai expirăm și bacterii, microbi, fiecare organism are așa ceva, trebuie purificat permanent. Și pe lângă filtrele care există, există aparate speciale care omoară aceste bacterii, acești viruși care pot să apară în atmosferă, ozonizează atmosfera și o redau purificată pentru respirația astronauților. Imunitatea organismului este scăzută în spațiul cosmic datorită modificărilor care apar în organismul uman. De asemenea, susceptibilitatea la îmbolnăviri, la diverse îmbolnăviri, este crescută. De aceea, în primul rând, atmosfera trebuie ținută foarte pur sub control, foarte mult sub control. Stația Cosmică Internațională acum are numeroase module, module rusești, module americane, module japoneze, module europene. În interiorul unor astfel de module, gândiți-vă că unii astronauți trăiesc până la un an de zile, neîntrerupt. Deci acolo trebuie să trăiască, acolo trebuie să respire, acolo trebuie să consume apă, să consume mâncare, acolo este toaleta, acolo este dușul, acolo se face totul. Deci controlul acelui mediu trebuie foarte bine făcut. Pentru aceasta, experiența acumulată, mai ales de ruși, de cursul numeroaselor laboratoare spațiale pe care le-au utilizat, eu, de exemplu, am zburat pe laboratorul spațial Salyut 6.
Până la el au fost alte laboratoare spațiale, începând cu Salyut 1. Avem aici pe masă un aparat care, da, dumneavoastră, pe semne că vă este familiar. Da, nu este familiar, exact, da, exact. Puteți să ne vorbiți un pic despre el. Sigur, spuneam că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, aerul trebuie în permanență purificat, în permanență readus la starea normală de a fi respirat sănătos de către astronauți. Ei bine, pentru a realiza acest lucru s-au dezvoltat o serie întreagă de tehnologii. Tehnologii foarte avansate, s-au alocat fonduri foarte mari pentru cercetare în acest domeniu și s-a găsit metoda, procedeul practic, pentru a realiza un aparat la bordul laboratorului spațial Stației Cosmice Internaționale, se numește PATOC, care înseamnă flux, practic, și care trece prin el permanent aerul și îl scoate pur pentru a fi utilizat. Iar acea tehnologie, încet, încet, a ajuns și pe Pământ. Deci multe din cercetările pentru spațiul cosmic, din aplicațiile pentru spațiul cosmic, și-au găsit debușeul ulterior în utilizări pentru orice cetățean al planetei noastre. La nivel european, chiar Comisia Europeană promovează conceptul de cosmos pentru cetățeanul european. Deci nu numai pentru instituții, nu numai pentru firme deosebite, dar pentru a fi utilizat de fiecare cetățean în parte. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns, puțin transformată, adaptată unor utilizări casnice, în acest aparat imunocub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă. Dacă îi dați drumul, simțiți în câteva minute deja un miros de ozon. Eu îl folosesc de mult acasă. Dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare care sunt introduse în apă. Un tub din acest aparat intră în vasul cu apă. Acolo se produce un proces cu ozonul care este eliminat de acest aparat și încet, încet anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Bacterii? Protecția față de fungi, bacterii se efectuează cu astfel de echipamente, cu niște echipamente care folosesc același principiu pe care îl folosește imunocubul. Sunt niște descărcări la o tensiune foarte înaltă înăuntru, în aerul respectiv, se produce o ionizare puternică a aerului. Iar acest ionizare, promovată în mediul conjurător, ajută la anihilarea fungilor, bacteriilor, virusilor, microbilor și așa mai departe. Da, sursă de inspirație continuă, pentru că ceea ce ei au fost forțați, obligați să ia ca măsuri pentru sănătate, pentru ridicarea imunității, pentru că au specificat exact aceste condiții, duc la o imunitate slabă. Această măsură o avem și noi la dispoziție astăzi pentru purificarea aerului, a apei și a alimentelor pe cele trei nivele. Este de dorit să fim înțelepți, să o folosim. Ce înseamnă să rămânem supuși la factorii aceștia de agresiune în afară de stres? Avem slăbirea capacității noastre energetice, de concentrare, a stărilor noastre proaste, a incapacității de muncă și a incapacității de a ne regenera efectiv, să avem un somn odihnitor. Chiar domnul Pronariu spunea că de fiecare dată, înainte să se odihnească, lasă acest imunocub să lucreze 10 minute, un sfert de oră în dormitor, după care lasă să se așeze toată această purificare a camerei și doarme extraordinar de bine, fără niciun fel de... Da, dar mulți dintre telespectatori ne-au relatat, chiar utilizând acest sistem, că imunocub produce apă alcalină, după gust se cunoaște. Domnul profesor, să ne spuneți, vă rog frumos, importanța acestei ape alcaline sau proceselor de alcalinizare a organismului. În mediul nostru intern, adică vorbim despre sânge, vorbim despre limfă, are un pH ușor alcalin, 7,3. Când acest pH tinde să
scade, vorbim de o aciditate a mediului intern, pe fondul căreia se dezvoltă multe boli, inclusiv cele tumorale. Sigur că apa este un donator de grupuri care pot alcaliniza mediul intern. Deci nu este vorba de aciditatea stomacului, este vorba de pH-ul sângelui, limfei, care scaldă fiecare celulă din corpul nostru, exact. Și acest pH al mediului intern este atât de riguros ținut încât variații foarte mici de 0,2, 0,3 unități de pH pot duce chiar la moarte. Se generează ceea ce se cheamă acidoză sau alcaloză. O apă de bună calitate are un echilibru extrem de benefic între speciile componente ale sale, adică între protonii de hidrogen și hidroxil. Cu cât avem mai mulți protoni liberi, mai mulți atomi de hidrogen, apa este mai acidă. Cu cât prin disocierea apei, chiar asta rezultă. H, OH, hidrogen și hidroxil. Cu cât avem un potențial în care predomină hidroxilii, apa este mai alcalină și deci ajută organismul să lupte mai ușor pentru obținerea homeostaziei acidității mediului intern. Ce conduce, o parte din factorii care conduc la această acidificare? Eu am înțeles că stresul, chiar stările noastre neplăcute, trăite intens, acidifică. Tot ce înseamnă să bem băuturi acidulate, să mâncăm mâncare cu tot felul de euri și aromanți din aceștia care sunt băgați, duc la o acidifiere. Și am înțeles chiar că corpul încearcă imediat să găsească soluții, scoțând calciu din oase ca să se echilibreze. Deci, cum te duci mai repede spre osteoporoză... Deci asta este și mecanismul. Este unul din mecanisme. Deci, stresul nostru, stresul alimentar, stresul pe bază de aer, că aerul până la urmă ajunge în sânge. Și toate aceste probleme. Deci, noi putem în situația asta să compensăm cu aer purificat, care să nu ne mai solicite atâta imunitatea, ci să ne susțină imunitatea, cu apă purificată și de asemenea cu un pH care să ne ajute. Da, cu pH-ul înalt. Și cu alimente care nu numai că le purificăm, dar devin, au și un pH optim pentru noi. Sigur, acum este și un alt aspect care caracterizează calitatea apei, potențialul redox. Și acest potențial redox trebuie să fie în domeniul spre negativ, sub 200 milivolți. Și eu cred că în acest proces de purificare a apei se nasc și specii de moleculare care practic tind să ducă potențialul redox acolo în zona negativă și care este cea mai importantă. Vorbeam înainte de apă vie și apă moartă. Apa vie este apa H2O. D2O este apa grea, care este apă moartă. De ce? Pentru că în procesele cuantice care au loc în tot corpul nostru și mai ales, încă o dată revin la mitocondrii, deuteriu este prea mare pentru fenomenul de tunneling. Cine știe ce înseamnă asta în mecanica cuantică, și atunci toate procesele metabolice sunt blocate de apa grea, de peroxidul de deuteriu. Și poate că ar trebui făcute experiențe. Deci vorbim de o îmbătrânire ca de un accident. Deci neglijând factorii care ne accidentează și ne duc spre îmbătrânire. Vă rog să ne spuneți două, trei cuvinte. Tocmai ultima lucrare apărută ca rod al inspirației, Crezi că știi să trăiești, a domnului dr. Menci, alimentația și longevitatea, o nouă abordare holistică. Ne-ați făcut niște dezvăluiri extraordinare în această lucrare.
Sigur, această lucrare abordează și aspectele spirituale ale vieții noastre, pentru că, să recunoaștem, suntem trup și suflet. Chiar așa ne și exprimăm, hai să facem nu știu ce lucrare cu trup și suflet. Dar astăzi am uitat aproape complet de suflet și iată că am uitat și de trup. Și sigur că faptul că am uitat de noi înșine și faptul că suntem cu adevărat înconjurați de noxe care altădată nu existau. Ele sunt aceste noxe generate tocmai de activitatea umană. Nu sunt noxe naturale. Spre exemplu, cum ar fi cele generate în urma exploziei unei erupției unui vulcan. Așa. Dar vulcanul face noxe, dar mai puține, măcar știm, de obicei sunt bogate în compuși ai solfului. Omul face însă mii și mii de noxe care acționează în fel și chip. Multe dintre mecanismele acestor noxe generate de om nici nu se cunosc, dar ele inexorabil acționează și asupra stării noastre de bine, asupra psihicului nostru. Stării noastre de rău. Stării noastre de rău, din păcate. Și reduc calitatea vieții și longevitatea. Și de aceea, măcar acolo unde putem să intervenim, să purificăm apa, să purificăm aerul, să purificăm, dacă se poate, alimentele, această intervenție întotdeauna este benefică și întotdeauna ne va face să trăim mai sănătos și poate chiar și mai mult. Dragii noștri, acum 500 de ani, Rabelais spunea, știință fără conștiință e ruina sufletului. În momentul în care noi ne-am orientat doar pe dezvoltarea tehnologică și pe venituri și am uitat de cealaltă față a monedei, de a luam contra măsurile ca noi să rămânem sănătoși, noi să rămânem și emoțional ok, da, echilibrați, plini de energie și cu un psihic și o luciditate bună, lucrurile sunt foarte grave. Vă invităm să luați măsuri. Șansele dumneavoastră deja pentru o viață sănătoasă, pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, familii, toți cei care țineți, există, pentru că acest dispozitiv imunocub purifică pe cele trei nivele și o să revenim asupra lor. Timpul emisiunii s-a încheiat. Vă mulțumim, rămâneți alături de noi. O seară bună! Seară bună! Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze, sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torsărul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torsărul, în special pe coloană l-am pus, pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.